Salut, dragii mei, vă plac poveștile? Eu știu că da, dar haideți să citim o poveste interesantă care se numește Danila Prepeleac și care a fost scrisă de Ion Creangă, deci Danila Prepeleac. Erau odată într-un sat doi frați și amândoi erau însurați. Cel mai mare era harnic, grijuliu și chiabur, pentru că unde punea el mâna, punea și Dumnezeu mila, dar n-avea copii. Iar cel mai mic era sărac, de multe ori fugea el de noroc și norocul de dânsul, căci era leneș, nesocotit la minte și nichipsuit la trebi. Și apoi mai avea și o mulțime de copii. Nevasta acestui sărac era muncitoare și bună la inimă, dar acelui bogat era pestriță la mație și foarte zgârcită, vorba veche, tot un bou și o belea. Fratele cel sărac, sărac să fie de păcate, tot avea și el o pereche de boi, dar ce boi, porumbii la păr, tineri, nalți de trup, Ție puși la coarne, amândoi codalbi, țintați în frunte, ciolănoși și groși, cum sunt mai buni de înjugat la car, de ieșit cu dânsii în lume și de făcut treabă. Dar plu, grapă, teleagă, sanie, car, tânjală, cârcele, coasă, hreapcă, țăpoi, greblă și câte alte lucruri se trebuiesc. Ce trebuiesc omului gospodar, nici că se aflau în casa acelui om săcotit, Și când avea trebuință, de asemenea lucruri totdeauna supăra pe alții, iar mai ales pe frațul care avea de toate. Nevasta celui bogat de multe ori făcea zile fripte bărbatului ca să-l poată descotrosi odată de frațul. Ea zicea adeseori, frate, frate, dar pitai cu bani bărbate. Apoi dă, măi nevastă, sângele apă nu se face. Dacă nu lui ajuta eu, cine să-l ajute? Nevasta, nemai mai av având încotro, tăcea și înghițea noturi. Toate, ca toate, dar carul său era de haimana. Nu treceau două, trei zile la mijloc și se trezea la ușă, ușa ei cu dânilă, cum nață, cerând să-i împrumute carul. Ba să-și aducă lemne din păduri, ba făină de la moară, ba căpițe din țărână, ba multe de toate. Măi, frate, zise într-o zi cel mai mare celuilalt, miele hamite de frăția noastră. Tu ai boi? De, miștere... de ce nu-ți meșterești și un car? Al meu l-ai de tot. hodoroc încotro hodoroc pe dincolo. Carul se strică și apoi știi vorba aceea. Dă-ți popă pintinii și bate iapa cu călcâile. Apoi dă frate, zise celălalt scărpânându-se în cap. Ce să fac? Păi ce să faci? Să te învăț eu. Boii tăi sunt mari și frumoși. Ia-i și îi du la iar maroc. Mă vinde și cumpără alții mai mici și mai ieftini. Iar cu banii rămași, cumpără-ți și un car și ia că te-ai făcut gospodar. Ia să știi că m-ai învățat, nu m-ai învățat rău, așa am să fac." Zicând acestea, se duce la dânsul acasă, își ia boii de-o funie și pornește cu ei spre târg. Dar, cum am spus, omul nostru era un om de Acela căruia îi mâncau câinii din traistă și toate trebile câte le făcea, le făcea pe dos." Târgul era cam departe și iar marocul pe sfârșit. Dar cine poate sta împotriva lui Daniel Prepeleac? Că așa era porecla, pentru că atâta odor avea și el pe lângă casă, făcut de mâna lui. El tuflește cușma cu pe cap, o îndeasă pe urechi și habar n nici nu-i pasă de năstasă, de nichita, nici atâta. Mergând el cu duman și tălășman, ai să-i tot înainte spre iar, Maroc, mă Tocmai pe când suia un deal lung și tărăgănat, altul venea dinspre târg cu un car nou, ce și-l cumpărase chiar atunci și pe care îl trăgea cu mâinile singur la vale, cu proptele și la deal cu opintele. Stai, prieteni, zise cel cu boii, care se toți munceau din funii, văzând roscutul cel fraged și mândru de pe lângă drum. Stai puțin cu carul, cam să-ți spun ceva. Eu aș sta, dar nu prea vrea el să steie. Dar ce ai să-mi spui? Carul dumitale parcă merge singur. Da, poi, mai singur, nu-l vezi. Prieteni, știi una? Știu dacă mi-i spune. Hai să facem schimbul. Dă-mi carul și nați boii. Nu vreau să le mai port grijă în spate. Ba fân, ba ocol, ba să nu-i mănânce lupii, ba multe de toate. O fi eu vrednic să trag un car, mai ales dacă merge singur. Șuguiești, mai omule, ori ții intra dins. Ba nu șuguiesc, zise Dănilă. Apoi, dar te văd că ești șmicher," zise cel cu carul mai găsit într-un chef bun. Hai, noroc, să dea Dumnezeu, să-ți ai parte de car și eu de boi. Apoi dă carul, își dă boi, pleacă pe costișe, într-o parte spre pădure, pădure, și se duce. Ce slalt, adică Danilă, zise în gândul său, taci că cu buche, l-am potcovit bine de nu cumva să ar răzgândi, dar parcă nu era țigan să se întoarcă. Apoi își ia el carul și pornește tot la vale înapoi spre casă. Aho, carne bun, aho, când te-ai încărcat zdravân cu saci de la moare, ori cu fând din țarină, atunci să mergi așa. Și cât pe ce, cât pe ce să nu ia carul dinainte. Dar de la o vreme, valea s-a sfârșit și s-a început un deal. Când să-l suie la deal, suie l dacă poți. Hârț încolo, scârț încolo, carul nu se dă înapoi. Na, car mi-a trebuit, car am găsit. Apoi cu mare greu cotește carul într-o parte, îl oprește în loc, se pune pe proțap și se așterne pe gânduri. Mă, ăsta încă e una, de fiu fi eu, Danilă Prepeleac, am prăpădit boii, iar de noi, fi eu acela, apoi am găsit o căruță. Ba e Prepeleac, ba nu el, când ia ca un om trecea eu despre târg cu o capră de vânzare. Prietenii, zise Danila, nu mi-i da capra aceea să-ți dau carul ăsta. Apoi dă, capra mea nu-i de cele săritoare și e bună de lapte, ce mai la deal la vale? Bună nebună, nați carul și dă -mi -o mie. Cela nu se pune de pricină, de capra și ia carul. Apoi așteaptă până vin alte care de leagă din apoia lor și se duse întreaba lui spre casă, lăsând pe Dănilă gură cască tot pe loc. Bun, zise prepeleac. Ia, pe cu capra știu în caltea că bine l-am boit. Ia apoi și el capra și pornește iar spre târg. Dar capra, tot capră se smuncea în toate părțile, încât era acum lehamite de dânsa. De așa ajunge mai degrabă în târg, zise Pripeleac, ca să scap de râia asta. Și mergând el mai departe, ia ca se întâlnește cu un om ce venea de la târg cu gâscă în brațe. Bun întâlnișul, om bun, zise Danilă cu bine să dea Dumnezeu. Nu vrei să facem schimb? Să-ți dau capra asta și să-mi dai gâsca. N-ai nimerit-o că nu-i gâscă, ci gânsac. L-am cumpărat de sămânță. Da, dă-mi-l, dă l, dă -l că-ți dau și eu o sămânță bună. De mi da ceva adaus, poate să-ți-l dau. Iar de nu norocul gâștilor de acasă, că are să facă un rotocol prin ele de să duce vestea. În sfârșit, dur la deal, dur la vale, unul mai dă, altul mai lasă și prepeleac mărită capra. Apoi înșfăcă gânsacul și plecă tot înainte spre târg. Când ajunse în târg, în sacul dorit de gâște, țipa cât lua gura, ga, ga, ga. Na, că am scăpat de dracul și am dat peste sau. Acesta mă asurzește, lasă că te însor eu și pe tine, acuși mai buclucașule. Și trecând pe lângă unde negustori cu pungi de vânzare, dă gânsacul pe o pungă de cele pe talger și cu baierile lungi de pus în gât. La el punga o sucește, o învârtește și apoi zice, n frântă că ți-am dresu dintr-o pereche de boi, de mai mare dragul să te uiți la ei, am rămas cu o pungă goală. Măi, măi, mai măi, mai dar știu că nu mi-e acum întâi dată să merg la drum, dar parcă dracul mi-a luat, mi mințile. Mai șede el cât mai șede, de cască gură prin târg și apoi își ia tălpășița spre casă și ajungând în sat, se duce drept la frate său ca să i ducă bucurie. Bine v-am găsit, bădiță! Bine ai venit, frate Daniela. Dar mult ai zăbovit la târg! Apoi dă bădiță, m-am pornit cu grabă și m-am întâlnit cu zăbavă. Ei, ce veste ne mai aduci de pe la târg? Ea nu prea bună. Bieții boișorii mei s-au dus ca pe gura lupului, Vreodihani a dat peste dânsii, urții a luat cineva. Ba, i-am dat eu singur cu mâna mea bădiță. Apoi spuse din capă toată întâmplarea pe unde a fost și a Iar la urma urmelor zise. Și apoi, ce mai atâta vorbă lungă? Dintr-o pereche de boi m-am ales cu o pungă. Și apoi asta pute a pustiu bădiță dragă. Mă da, drept să-ți spun că mare nătărău mai ești. Apoi, dă bădiță, până aici toate au fost cum au fost, dar de acum am prins eu minte. Numai ce folos? Când e minte, nu-i ce vinde, când e brânză, nu-i bărbânță. Ia ca îți dau dumitale punga asta, că eu n-am ce face cu dânsa. Și te mai rog, de toți Dumnezeii să ne împrumuți măcar o dată carul cu boii, să aduc niște lemne din pădure la nevastă și la copii, că n-au scânteie de foc în vatră sărmanii. Și apoi ce a dat Dumnezeu? Cred că nu te mai mai supăra. Tu mai zise frațul, după ce l-a lăsat să sfârșească, se vede că Dumnezeu a amplut lumea asta cu ce a putut. Ia că ți mai dau o dată carul dar asta ți-a fi cea de pe urmă. Ludanilă atâta i-a trebuit. Ia acum carul cu boii frățânii său și pornește. Cum ajunge în pădure, chitește un copac care era mai mare și trage carul lângă el. Fără să dejuge boii, începe a tăia copacul ca să cadă în car deodată. Trebuie de-a pe bucănește el cât bucănește, când prrrr cade copacul peste car, de-l sfârmă și peste boi dei ucide. Na, că făcui pacostea și frățânem meu. Ei, ei, acum ce e de făcut? Eu cred că ce e bine nu e rău. îl face, Danilă trebuie să desfacă. Ei, dragi copii, dar ce a fost mai departe o să vedem în continuare fiți pe undă așteptați-mă vă voi povesti în curând la revedere